cu reprezentanții, cu conducerea Spitalului Județean, coordonatorul principal de credite cu Consiliul Județean, ne-am adresat și reprezentantului Guvernului Prefecturii Botoșani. Deci toate problemele pe care noi le-am ridicat și cu care ne confruntăm mult mai acut de la începutul anului 2013 ne-au determinat să începem protestele sindicale, începând cu pichetarea de astăzi. Sperăm să găsim rezolvare la toate problemele pe care noi le-am ridicat, probleme care își pun amprenta tot mai mult asupra stării salariaților noștri. Este în speță vorba de neacordarea tichetelor de masă, tichete pe care nu le-am primit începând cu luna februarie 2013. Este vorba de luarea unor măsuri cu privire la diminuarea drepturilor salariale și anume la reducerea sporurilor pentru condiții deosebite de muncă, sporuri care se încearcă a fi acordate la minim. Este vorba de încercarea de a umbla la normativul de personal pentru zilele de sâmbătă și duminică și sărbătorile legale, adică personalul să lucreze sub normativ, ceea ce ridică o mare problemă în ceea ce privește calitatea actului medical și responsabilitatea celui care lucrează în ceea ce privește, în ceea ce privesc serviciile medicale. Toate aceste probleme vin de la finanțarea defectuoasă pe care o are Spitalul Județean față de alte spitale județene de același grad, lucru care își pune amprenta în alocarea unui buget cu mult sub necesarul desfășurării unei activități medicale în totalitate de bună calitate. Ce alte forme de protest mai aveți în vedere? Dacă nu după pichetare vom recurge la grevă, vom încerca întâi cu greva japoneză, după care chiar și grevă generală. Să știți că de data aceasta oamenii sunt foarte hotărâți, chiar dacă astăzi sunt foarte puțini aici, este datorită faptului că noi am spus că să fim în jur de 100 de persoane pentru că e doar pichetare, însă să știți că nemulțumirea oamenilor este mare de data aceasta pentru că au așteptat cu toții, au fost înțelegători atâtea luni de zile și nu s-a găsit nicio rezolvare pentru ei, din potrivă se iau tot felul de măsuri care să afecteze atât activitatea la locul de muncă, dar și starea lor socială, în speță la familiile pe care le au. Astăzi protestați și împotriva lui Florin Țurcalma, PNL sau USL? Noi protestăm împotriva ordonatorului principal de credite, care este Consiliul Județean. Nu avem niciun amestec politic, nu avem treabă cu PNL-ul sau cu PSD-ul. Noi ne manifestăm nemulțumirile noastre față de cei care ne conduc și care trebuie să aibă grijă de salariații pe care i-au în subordonare.